Viva l'Accademia, viva professores, viva l'Accademia, viva professores, viva membrum palibe, viva membrum palibe, semper sinitore, semper sinitore. Universitatea Valahia din Târgoviște a acordat titlul de doctor honoris causa academicianului Răzvan Teodorescu. Ceremonia a fost deschisă de profesor universitar dr. Ion Cucui, rectorul Universității Valahia, care a dat citire hotărârii Senatului și totodată a realizat un portret persuasiv al academicianului Răzvan Teodorescu. Avem onorata misiune de a transpune în practică decizia unanimă de a decerna diploma și titlul de doctor honoris causa domnului Emil Răzvan Teodorescu, profesor universitar la Universitatea Națională de Arte din București, membru titular al Academiei Române. Decizia a fost luată ca urmare a propunerii înaintate de școala doctorală și a fost consfințită în hotărârea Senatului numărul 7 din 30 octombrie 2009, punctul numărul 10. În cuvântul de recepție, academicianul Răzvan Teodorescu a rostit un strălucit elogiu despre Târgoviște și spiritul european al Târgoviștei. Acesta a ținut să încredințeze pe cei prezenți la festivitate că este mândru, mai mult decât orice împrejurare asemănătoare, de a fi doctor honoris causa al Universității Valahia din orașul care îi trezește atâtea amintiri legate de începutul carierei sale de istoric. Viața m-a făcut ca, în ciuda multor ocazii foarte vestive, emoția să scadă pe măsura înaintării în vârstă. Și constat că astăzi, când mă apropiu de 71 de ani, mă copleșește în mod special aici la Târgoviște emoția. Închipuiți-vă, cu 47 de ani în urmă, cred că sunt unul dintre cei mai vechi dintre dumneavoastră în ceea ce este legătura cu Târgoviștea, chiar dacă sunteți târgoviștei, venem aici și când străbăteam pentru prima oară ulițele Târgoviștei, îmi era greu să cred, să sper că într-o zi mi se va cânta Vivat Profesores. Vreau să mulțumesc prietenului meu, profesorul Ion Opriș, pentru, am să o spun, probabil cea mai bună cuprindere de până acum a biografiei mele cu atât cât s-a întâmplat în cuprinsul său. Conform uzanțelor academice, proaspătului doctor honoris causa i-au fost înmânate diploma și medalia de onoare, domnia sa primind felicitările autorităților prezente ale corpului academic și ale tuturor invitaților. Dați-mi voie să mânez distinția și diploma domnului academician Răzvan Teodorescu.